Hei frumoșilor, bine v-am regăsit pe canalul meu, pentru cei noi bine ați venit, eu sunt Patricia, iar în acest episod de Mystery in Crime vom vorbi despre misterioasa dispariție a unei fetițe pe nume Alicia Navarro. Alicia Cristina Navarro este născută pe data de 20 septembrie 2004 în Glendale, Arizona, iar acolo locuia împreună cu mama ei Jessica Nunez, soțul acesteia și cei doi frățiori. Vorbim despre o fată simpatică și amabilă cu cei din jurul ei, iar relația dintre ea și mama ei Jessica este una foarte specială. Foarte important de știut este faptul că Alicia suferă de sindromul Asperger. Copiii diagnosticați cu acest sindrom pot îndeplini totuși funcțiile de bază ale vieții, precum cititul, scrisul și vorbitul, dar au anumite dificultăți sociale. Vă spun acest detaliu pentru că ne va ajuta să înțelegem unele lucruri mai târziu în acest episod. Alicia is a very loving, caring person since she was small. She really didn't like a lot of social events. She loved to read a lot. In her room, there's lots of books. She was, you know, didn't have that much friends. She always attended a private school since she was small. She did better on private settings. She was diagnosed with Asperger's, with autism, around 12 years old. I had a lot of difficulties for her to be out in public. She was receiving services to work on personal goals. And she's a smart, loving, intelligent girl. It's her dog, Sushi. Alicia suferă deci de anxietate socială, iar la școală nu a reușit să se împrietenească cu ceilalți copii. A schimbat mai multe școli și la un moment dat a ales să învețe de acasă pentru a evita agitația. Pe lângă asta, are o preferință puternică pentru rutină, îi place să mănânce în fiecare zi aceeași mâncare și se îmbracă cu aceleași haine sau cel puțin cu haine asemănătoare. De exemplu, avea această bluziță albă pe care o purta chiar și în zilele călduroase. Practic, Alicia se simte în siguranță dacă face același lucru în fiecare zi, să spunem. Totuși, să nu vă gândiți că nu avea prieteni și că nu ieșea din casă. Chiar nu este cazul. Avea câțiva prieteni, puțin, dar bun, iar mama ei, chiar dacă era foarte atentă și era cu ochii pe ea, o încuraja mereu să iasă din casă, să se joace cu alți copii și o lăsa, să spunem, să facă tot ceea ce își dorea ea. Doar că Alicia prefera să stea mai mult în casă și să spunem că a ajuns să își creeze o lume a ei online, pentru că îi plăcea să socializeze mai mult pe internet decât în viața reală. She actually got a phone when she was 9 years old. The internet and the gaming world was around she was 12. When she got older, that's when she started more gaming. That's where she started gaming with other people. We did address in her therapy sessions about the dangers of talking to other people online. She said, "I know, Mom, I know." Să socializezi online este diferit. Ești confortabil acasă la tine, poți încheia conversația când vrei tu. Există un fel de barieră care îți permite să nu te agiți, care îți permite să socializezi cu cine și cât vrei. Alicia avea Facebook, Instagram și așa mai departe, dar cel mai și cel mai mult stătea pe Discord, o rețea dedicată gamerilor, pentru că fata era gameriță, se juca cu orele online, iar acolo cunoștea tot felul de persoane. Povestea noastră începe când Alicia avea 14 ani și de ceva timp se întorsese la școală, nu mai învăța de acasă. Mergea la Burgate Catholic High School, unde erau înscriși și câțiva din prietenii ei cei mai buni. Era mult mai ok știind că are prietenii lângă ea, dar nu tot timpul îi era ușor. De exemplu, pe data de 19 septembrie 2019, dimineața, Alicia s-a trezit foarte agitată. Atât de agitată încât Jessica i-a spus că putea să rămână acasă dacă nu se simțea bine. Era vineri, deci s-ar fi putut odihni vineri, sâmbătă și duminică, iar luni s-ar fi întors la școală cu mai multă energie.
Deci Alicia a rămas acasă, iar sâmbătă ea și mama ei au ieșit în oraș. Jessica a dus-o să-și facă sprâncenele, au mers la shopping, iar la prânz au mers la McDonald's, unde Alicia și-a comandat ca de fiecare dată o porție de McNuggets și una de cartofi prăjiți, iar după ce au mâncat, cele două s-au întors acasă. That day, we actually had outing. I took her to our local chocolate shop that's really famous here. We bought some chocolate and then I took her to McDonald's. That's all she actually had ate that day. That was her breakfast because of her diagnosis, she only eats certain foods. And McDonald's was like mostly every day. I took her to McDonald's and she mostly spent most of her day in her room. I did hear her laugh. She was laughing a lot and she was very happy. I did hear her conversation that she was talking to someone. I did hear her laughing. I never thought something was wrong. I was actually happy that she was happy. I never questioned anything because I thought she was just, talking to one of her friends. Odată ce au ajuns acasă, Alicia s-a dus direct în camera ei și a început să se joace online. Jessica o auzea din cealaltă cameră, auzea cum râde și părea că în sfârșit se simțea mai bine. Totul ok până aici, doar că fix în acea noapte lucrurile s-au schimbat. Era trecut de miezul nopții, iar Jessica se uita la televizor în sufragerie, când la un moment dat a apărut și Alicia. Aceasta a întrebat-o pe mama ei cum de nu doarme la ora aia și a spus să meargă și ea la culcare, apoi Alicia s-a dus în camera ei. Then she did come downstairs and she, I was at watching TV and she asked me, Mom, what are you doing awake till late? And it was around past 12 midnight. And I said, I'm waiting for my, Yvonne to get home, which is my husband. And then she said, well, you need to go to sleep. It's late. A doua zi, dimineața, Jessica s-a trezit prima și a început să pregătească micul dejun pentru toată familia, pentru că era duminică și toți erau acasă. Doar că a observat ceva ciudat odată ce a ajuns în bucătărie. Ușa din spate era puțin deschisă. When I woke up in the morning, I usually take my two dogs out and I took them out and the back door was slightly opened. I assumed that it was my husband who left it open. When we were having breakfast, Lisa usually doesn't wake up until 11 o'clock and she usually eats breakfast from Starbucks. So she, when I was making breakfast with my kids and orange juice, I asked my husband, why I told him we shouldn't leave the door open. He said that he didn't leave it open. And I automatically thought that somebody actually came in. So instead, Alicia was the only one that was missing there. I told him automatically to go upstairs and check on her, and she was nowhere to be found. S-a uitat în camera Alisiei și a văzut că nu era nimeni acolo. Fetița nu era în camera ei, dar nu era nici în casă. Au căutat-o peste tot, dar când s-au uitat mai bine și în curte, au observat lângă gard niște scaune și niște cărămizi puse una peste alta, ca și cum cineva ar fi încercat să sară gardul. Iar din moment ce fetița nu era în casă, cei doi au început să creadă că ea a sărit gardul și că a fugit de acasă în timpul nopții. We searched outside, and that's when we saw the chairs accumulated. I have small chairs for my smaller her siblings, my smaller children, that they play outside with, and she accumulated them and she jumped the brick fence that we have to get to the front of the house to be able to go outside. Jessica atunci și-a adus aminte că după miezul nopții, Alicia a ieșit din camera ei și a întrebat-o cum de nu doarme la ora aia. I-a spus să meargă la culcare, deci probabil i-a spus asta doar ca să poată fugi de acasă. That right there was a sign, saying that she was waiting for me to go to sleep to leave. And unfortunately, I didn't see that sign. And that was the last time that I actually seen her. Nu prea avea sens. Alicia nu era independentă 100%. Gândiți-vă că nu s-a urcat niciodată singură într-un autobuz, iar din cauza anxietății, nici măcar nu voia să riște să se afle în cine știe ce situație, nu ar fi riscat niciodată să pățească ceva. Faptul că a fugit singură de acasă în toiul nopții era foarte ciudat. Așa că Jessica a sunat la poliție.
911, where is your emergency? I have an autistic girl that is not currently at my house. She must have sneaked out at night. Agenții au început investigația imediat pentru că era vorba despre o minoră care are autism și mai mult ca sigur era în pericol considerând că nu a mai plecat niciodată singură de acasă. Jessica a controlat mai bine camera Alisiei, voia să vadă ce a luat fetița cu ea, dacă cumva a lăsat vreun bilețel și da, aceasta a scris pe o foaie: mă voi întoarce, jur, îmi pare rău. Alicia. Era scrisul ei. Uitându-se mai bine prin cameră, Jessica și-a dat seama că micuța purta o salopetă de jeans, o bluziță albă, o pereche de Vans cu pătrățele și avea cu ea un ghiozdan negru în care se afla laptopul și telefonul ei mobil. Însă nu avea niciun încărcător cu ea, ceea ce a liniștit-o cât de cât pe Jessica și a dat speranța că fiica ei se va întoarce în curând pentru că acesteia nu-i plăcea să aibă dispozitivele descărcate. În plus, pe bilet scria că se va întoarce. She swore to me she was coming back and she said she was sorry. She knew that, you know, that she was going to hurt me by doing that. So she apologized, you know, and she said that she was sorry. Mai puțin și era și ziua Alisiei. În 5 zile trebuiau să sărbătorească. Alicia împlinea 15 ani. Poate știți și voi că în cultura latinoamericană sărbătoarea aceasta se numește la quinceañera, adică ziua în care fetele împlinesc 15 ani și este ca și un ritual pentru că din acel moment nu mai sunt considerate copile, ci femei în toată firea. Deci era o zi foarte importantă, iar Jessica știa cât de nerăbdătoare era fiica ei să sărbătorească, de aceea se aștepta într-un fel ca ea să se întoarcă acasă înainte de petrecere. I did celebrate her 15th birthday with a cake that was already pre-ordered. She told me that she wanted red velvet cake and she chose the cake. That's why I don't get it why she was not with me on her birthday. We made plans. Între timp, toată lumea o căuta pe fetiță. Familia ei a distribuit poze cu ea peste tot și în același timp, poliția a trimis și un Amber Alert oamenilor din zonă. Am mai discutat despre asta în videoclipul cu micuța Athena, dacă țineți minte. Practic, este ca și mesajul Raw Alert, doar că îi se spune Amber Alert și este utilizat doar în America. În momentul în care un copil dispare, poliția trimite acest mesaj tuturor oamenilor care se află în zona din care a dispărut copilul și îi roagă să anunțe autoritățile în caz că știu ceva. Dar, din păcate, timpul trecea, iar despre Alicia nu se știa absolut nimic. Telefonul ei era stins, nu mai intrase pe Facebook, nu mai intrase online și nici nu s-a întors acasă de ziua ei, așa cum spera Jessica. Aceasta a decis totuși să organizeze o mică petrecere și a publicat un mesaj online pentru Alicia cu gândul că poate va vedea și ea oriunde se afla. I did we all got united in a local park. I actually sang to her happy birthday. I'm scared that they did something to her, Alicia. And I'm afraid. I'm scared. I'm scared that they actually did something to her. That's my worst nightmare. Jessica și detectivii au încercat să înțeleagă ce s-a întâmplat, de ce Alicia a plecat de acasă, ce a făcut-o să fugă în toiul nopții și au ajuns la concluzia că probabil fetița a cunoscut pe cineva online și probabil a convins-o să plece de acasă. Bănuiesc că știți și voi cât de periculos este să lăsați copiii online, să cunoască tot felul de persoane care nu fac altceva toată ziua decât să caute victime pe care să le convingă să întâlnească afară. În cele mai multe cazuri, victimele sunt copii, pentru că sunt mai ușor de manipulat, iar Jessica era tot mai convinsă că fetița ei a pățit
același lucru. Existau și unele detalii care indicau că asta s-a întâmplat. De exemplu, Alicia se comporta tot mai ciudat în ultima vreme. Îi cerea mamei sale să-i cumpere haine puțin mai diferite, tricouri mai decoltate, rochițe mai scurte. Mai nou se dădea cu parfum și îi plăcea make-up-ul, iar de la muzica pop trecuse la muzica rock. Ceva normal, toți ne schimbăm stilul la un moment dat, doar că Jessica îi se părea foarte ciudat. Nu i-a spus nimic Alicei pentru că se apropia ziua ei, nu voia să o supere. A lăsat-o să facă ce simte ea, dar acum că era dispărută, și-a dat seama că cineva a manipulat-o. Și mai mult ca sigur, era vorba despre un băiat mai mare decât ea. Și-a adus aminte că înainte să dispară, i-a cerut să îi cumpere o revistă, o bandă desenată de la Marvel care costa $200. Jessica i-a făcut pe plac, dar a realizat că Alicia luase fix acea revistă și și-a dat seama că probabil nici nu era pentru ea, ci pentru băiatul care a convins-o să plece de acasă. Agenții au continuat să o caute pe fetiță, însă nu comunicau cu Jessica, nu îi spuneau detalii despre investigație, așa că femeia a continuat și ea să o caute pe Alicia, dar separat. Toți vecinii ei aveau camere de supraveghere în fața casei și le-a cerut voie să se uite prin înregistrări. Așa a văzut că fix în seara în care Alicia a dispărut de acasă, în zonă a apărut o dubă albă. Nu se vedea numărul, nu se știa cine era șoferul, iar fetița nu apărea în filmări. Pe data de 19 septembrie, cineva a sunat la poliție și a spus că o văzuse pe fetiță la un moment dat, sau cel puțin a văzut o fată care semăna pe ea și nu era singură. Era împreună cu un bărbat tatuat la aproximativ 2 km de casă, mai exact în parcul La Pradera. Jessica s-a dus imediat în acel parc, nu i-a găsit pe cei doi, din păcate, dar a aflat de la un om al străzii că, într-adevăr, au trecut pe acolo. Îi văzuse și el, dar atât. Nu știa cine era bărbatul și nu știa unde au plecat. I haven't found my daughter yet. I'm out looking for her. Hopefully... You know, I see her. I just wanted to do this video to please ask from you if you think you see my daughter or if you think it's her to immediately call the police. I would really appreciate that. Jessica a continuat să o caute pe fetiță, nu s-a dat bătută, a fost implicat și FBI-ul, însă neavând vreun detaliu despre dispariție, cazul risca să devină un cold case, adică să fie pus deoparte. Jessica însă nu ar fi renunțat niciodată la fiica ei. A creat pagini online dedicate Alicei, a postat imagini și videoclipuri cu ea pe Facebook, dar și pe TikTok, și cerea ajutorul tuturor. Era anul 2020, despre Alicia nu se știa încă nimic, iar lumea a început să creadă că este moartă. Jessica cel puțin știa cât de important era internetul pentru fată, deci faptul că nu se mai conecta online era foarte grav. La un moment dat a dat o mână de ajutor și o organizație numită Anti-Predator Project, organizație non-profit, care luptă împotriva traficului uman în America și încearcă să găsească copiii dispăruți care probabil au fost traficați. Agentul Trent Steele face parte din această organizație și s-a ocupat personal de cazul Alicei. A explicat că din moment ce fata a luat cu ea toate dispozitivele, era posibil să se afle ce s-a întâmplat înainte să dispară. A mai explicat că majoritatea copiilor traficați sunt cuceriți mai întâi online de cineva. Din păcate, pentru minori, internetul este un loc periculos, după cum v-am spus, pentru că există foarte multe persoane rele care își petrec timpul online cu obiectivul de a găsi următoarea victimă.
Trent era și el sigur că Alicei i s-a întâmplat chiar asta. A fost convinsă de cineva să plece de acasă, nu a plecat pentru că voia să scape de mama ei sau pentru că ducea o viață grea. Trent a reușit să afle că înainte să dispară, Alicia a trimis câteva mesaje pe Discord. Le-a spus unor prieteni că avea un iubit, că urma să plece în California și cel puțin pe un prieten l-a invitat și pe el să meargă cu ea. Aceste lucruri nu le-a spus și prietenilor cu care se vedea pe afară sau cei de la școală. Le-a spus doar prietenilor online. Trecuseră deja ani de zile. Nu se știa nimic despre Alicia și se vorbea din ce în ce mai puțin despre cazul ei. Deci gândiți-vă ce șoc a fost pentru toată lumea când pe data de 27 iulie 2023 pe pagina Jessica-i a apărut acest videoclip. I do feel I owe this video to the community and to God because I first of all want to give glory to God for answering your prayers and for this miracle. For everyone who has missing loved ones, I want you to use this case as an example that miracles do exist and never lose hope and always fight. My daughter, Alicia Navarro, was missing since September 15, 2019. She has been found safe. I do not know the details. I do confirm that she is my daughter, she is alive and she is safe. Jessica este foarte fericită în videoclip, chiar dacă nu știe încă ce i s-a întâmplat fetei, nu are detalii, dar important este că fetița este în viață. Ok, dar ce s-a întâmplat? Cum a găsit-o pe Alicia? Practic, nu a fost găsită de cineva. Alicia s-a prezentat ea singură la o secție de poliție din Montana pe data de 27 iulie 2023. Alicia avea acum 18 ani. La secție a spus că se numește Alicia Navarro și le-a cerut agenților să o șteargă de pe lista de persoane dispărute. Poliția din Montana a anunțat agenții din Arizona, care la rândul lor au anunțat-o pe Jessica, apoi au efectuat un video call să vorbească cu Alicia. Aceștia au întrebat-o dacă cineva i-a făcut vreun rău, iar ea a răspuns nu. Dar uitați-vă și voi puțin și să-mi spuneți dacă nu vi se pare cam ciudată reacția ei. Mie cel puțin îmi dă impresia că cineva este acolo lângă ea, pentru că se tot uită într-o parte înainte să răspundă. Did anybody hurt you in any way? No, no one hurt me. Okay, because you know, our goal is... We just want to make sure that you're safe. I understand that. Thank you very much for talking with us. Of course. Thank you for offering help to me. Yes, ma'am. We'll talk to you soon. Okay, goodbye. Bye-bye. Autoritățile au lăsat o declarație și au anunțat publicul că Alicia a fost găsită, era în viață, era bine și în siguranță, doar că cerea să fie lăsată în pace. She was located in a very small town in Montana near the Canadian border. We can tell you that she went to a local police department in that area. She identified herself as Alicia Navarro and she basically asked for help to clear her off of a missing juvenile list. She, by all accounts, went on her own free will. She is not in any kind of trouble. She's not facing any kind of charges. She is not being held anywhere. She is coming and going at her own free will, and she has been extremely cooperative with not only our folks, but our federal partners as well. So once again, we are asking that you all have patience with us. We will supply information as it becomes available. And we also have a message from Alicia herself, who is asking for privacy. Alicia nu era pregătită să se întoarcă în Arizona. Ea și mama ei nu s-au întâlnit imediat după ce a fost găsită. Se pare că avea nevoie de timp.
Cu siguranță a trecut prin multe această fată și se vede pe fața ei. Adică dacă vă uitați la pozele cu ea înainte să dispară și la cele după ce a fost găsită, veți vedea și voi că privirea ei s-a schimbat total. Poliția a început o nouă investigație acum că Alicia era în viață. Au aflat că a locuit în Havren acasă la acest bărbat pe nume Edmund Davis, care lucra la Walmart, dar nu știm cât timp a stat cu el. Se pare că Edmund a fost concediat cu puțin timp înainte ca Alicia să meargă la poliție și a fost concediat pentru că devenise tot mai agresiv la lucru. Foștii lui colegi au povestit că în ultimile luni parcă se transformase în altă persoană, se comporta tot mai ciudat și au aflat că în ultima vreme locuia în casă împreună cu o fetiță. L-au întrebat cine este această fetiță, iar Edmund le-a spus că este nepoțica lui și făcea glume spunând că este prea tânără să fie iubita lui. Pe data de 23 octombrie 2023, poliția s-a prezentat acasă la Edmund și l-au arestat. Au aflat între timp că Edmund era un pedofil, iar în laptopul lui au găsit sute de poze și de videoclipuri intime cu copii. Copii care nu aveau mai mult de 5 anișori. Pentru asta Edmund a fost arestat, dar momentan agenții nu au găsit nicio legătură cu Alicia Navarro. Adică nu se știe dacă el a răpit-o sau dacă are vreo legătură cu dispariția ei. Acum Edmund se află în închisoare și va rămâne acolo între 25 și 100 de ani. În noiembrie 2023, Jessica și Alicia s-au reunit în sfârșit și au petrecut Crăciunul împreună. Jessica, între timp, a publicat un videoclip în care le cerea oamenilor timp și privacy, apoi a închis toate paginile dedicate Alicia și a declarat că de acum încolo se va concentra să se ocupe doar de fiica ei. I'm making this video to let everybody know how much I appreciate the support you have given Alicia and me over the last 4 years. I could never have kept going without all of your love, help, and well wishes. I can't even put into words the amount of gratitude I have for you all. But now that we know Alicia is alive, I have to ask one more favor of you. I know you want answers, and I do too. But the public search for answers has taken a turn for the dangerous. The public has gone from trying to help Alicia to doing things like trying to show up to her house and putting her safety in jeopardy. So I beg you, please, no more TikToks, no more reaching out to Alicia or to me with your speculations or questions. This is not a movie, this is our life. Jessica vrea ca Alicia să se întoarcă la școală și vrea ca ea să se întoarcă la viața ei normală. Momentan nu avem alte informații, nu avem răspunsuri și probabil va trece foarte mult timp până vom ști ceva. Nu știm dacă Edmund este cel care a convins-o pe Alicia să plece de acasă, nu știm dacă el este cel care a venit după ea cu acea dubă albă. Din câte spun martorii, bărbatul care se afla cu ea în parc era plin de tatuaje, iar Edmund nu avea niciun tatuaj. Nici nu știm dacă acel bărbat tatuat poate i-a vândut-o lui Edmund pe Alicia. Foștii lui colegi au declarat că doar în ultima vreme, în ultimile luni, s-a schimbat comportamentul bărbatului și doar în ultimile luni au observat că acesta locuia împreună cu Alicia. Deci este posibil ca fetița să fi fost altundeva până atunci, cu altcineva. Este un miracol faptul că a fost găsită. Fiind o fată cu autism, cred că și-a creat o nouă rutină în toți acești ani și sunt sigură că este foarte greu să o ia de la capăt. Sau mai bine spus, să își continue viața pe care o avea înainte să îi se întâmple această tragedie. De aceea cred că a refuzat să se întoarcă acasă. Sper din suflet, încetul cu încetul, ca ea să își revină, să fie bine și sper ca Jessica să fie puternică pentru fiica ei.
Dragilor, acesta a fost cazul de astăzi. Sper că v-a plăcut și aștept comentariile voastre să îmi spuneți ce credeți că s-a întâmplat. Vă rog să aveți grijă și voi cu cine vorbiți pe internet, pentru că există foarte multe persoane rele în spatele ecranului care abia așteaptă să vă păcălească. Dacă simțiți că ceva nu este în regulă, ascultați-vă instinctul și nu lăsați pe absolut nimeni să vă convingă să faceți lucruri care în mod normal nu le-ați face. Iar dacă sunteți părinți, mai ales dacă aveți copii minori, aveți grijă cu cine își petrec timpul online. Nu spun că trebuie să îi spionați sau să nu îi lăsați pe internet sau să nu le cumpărați telefoane cu internet. Spun doar să fiți puțin atenți, să vă informați bine și să fiți pe fază înainte ca ceva periculos să se întâmple, pentru că, din păcate, astfel de persoane există în toată lumea. Nu doar în America. Pentru astăzi am terminat. Mulțumesc frumos dacă ați ajuns până în acest punct. Ca de obicei, eu vă aștept tot aici cu un nou episod de Mystery in Crime. Dacă vreți până atunci să vă abonați la canal, doar dacă vreți, dacă nu, nu mă supăr, nu este nicio problemă, dar să nu uitați până la următorul episod să aveți grijă de voi.